Fetele din grupul drăgaicelor au mers dis de dimineață la câmp să culeagă spice de grâu și flori de sânziene, din care au confecționat steagul simbolic al sărbătorii. Purtând coronițe din flori de drăgaică pe cap, fetele au depus apoi un jurământ și au pornit prin sat la colindat pentru a ura belșug și sănătate oamenilor. Jurăm să fim unite, curate și cinstite! Au venit drăgaicilii! Primiți drăgaicilii! Primim, poftiți! Iuhu! Aceste drăgăici îmbrăcate în alb, frumos, cu mărgele de la fete, cu tichii de la copii, vin și joacă pe la colindă, mai precis. Și ziceți că acolo, casa unde este colindată, este binecuvântată de bunul Dumnezeu. Coronițele care se fac din drăgaică se așează pe cap la fete, se joacă cu ele, iar la final, drăganul sau drăgaica acum, o aruncă la casa, pe casa respectivă unde se joacă drăgaica. Dacă se oprește pe casă, înseamnă că casa este binecuvântată și mai mult, iar fata sau băiatul care e în familie se căsătorește sau se logodește în acel an. Ritualul s-a încheiat la biserică, unde drăgaicele au primit binecuvântarea preotului, precum și fructe specifice verii. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul celei de-a șaptea ediție a Festivalului Național Drăgaica, organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, cu prilejul Taberei Naționale de Folclor Dunărea de la Zimnicea. La festivalul organizat cu prilejul acestei zile de 24 iunie, avem în jur de 250 de participanți. După închiderea ritualului, a avut loc o paradă a portului popular, la care au participat 15 echipe din 7 județe ale țării.